Aproximativ 12.000 de persoane au sesizat anul trecut Agenția pentru Protecția Consumatorilor despre diferite abateri și ilegalități. Cel mai des, moldovenii s-au plâns de modul în care au fost deserviți și de produse necalitative. În urma examinării a 2.000 de sesizări, agenții economici reclamați au achitat prejudicii clienților de 600.000 de lei. Subiectul reclamațiilor avem servicii prestate de corespunzător, 680 de reclamații, produse nealimentare neconforme, 448, încălcarea regulilor de comerț, 110, produse alimentare și servicii alimentației publică, 66, în domeniul metrologic, 50 de reclamații și servicii comerț online, 49 de reclamații. Agenția pentru Protecția Consumatorilor susține că pe timp de pandemie comerțul online a înregistrat o dezvoltare foarte bună, dar escrocii nu au ezitat prea mult ca să profite de acest lucru. Cei mai vulnerabili consumatori s-au dovedit a fi cei care abia încep a înțelege elementele de bază ale achizițiilor virtuale. Pe parcursul anului trecut, angajații agenției au oferit consultații pentru aproximativ 13.000 de persoane care erau nemulțumite de cumpărăturile sau serviciile oferite online. Cu toate acestea, nu toți știu cum să-și apere drepturile. Trebuie să știe că este o autoritate, deci centrală, unde trebuie să apeleze în caz că drepturile lui sunt subminate și oricând poate beneficia de protecție, deci conform legislației, atunci când aceste drepturi sunt încălcate. Prin a depune o simplă reclamație către Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței. Pentru a face acest lucru, consumatorul trebuie să expedieze mai întâi agentului economic o cerere de înlocuire sau returnare a bunurilor defecte sau neconforme. Dacă antreprenorul a refuzat, nu ezitați să scrieți o plângere atașând documentele. Iar dacă consumatorul nu primește un răspuns sau dacă nu este de acord cu răspunsul pe care l-a primit, are tot dreptul să se adreseze cu o reclamație către Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței, deci anexând la reclamație și adresarea prealabilă care ulterior a depus-o și copiile tuturor actelor care dovedesc cumpărătura. Astăzi este Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului, o zi în care se obișnuiește să fie abordate probleme globale cu care se confruntă consumatorii din orice colț al lumii. Anul acesta, tema principală a activiștilor pentru drepturile omului sunt serviciile online din sectorul financiar. Această zi constituie deci un mijloc de sensibilizare la nivel mondial cu privire la drepturile și nevoilor consumatorilor și este o excelentă ocazie pentru a consolida și respecta protejarea tuturor consumatorilor din întreaga lume, dar și de a protesta pentru abuzurile care se comit pe piață și pentru nedreptățile sociale care subminează aceste drepturi. Deci, pentru acest an, pentru anul 2022, Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor are ca tematică servicii financiare digitalizate echitabil. Agenția pentru Protecția Consumatorilor are 39 de angajați. În gestiunea instituției mai sunt și 10 asociații.